Și anul acesta, organizația AREA se alătură ca și partener, ca și punct de colectare, campaniei Shoebox, cadoul din cutia de pantofi. La fel ca și anul trecut, așteptăm oameni generoși și buni la suflet, care își doresc să sprijine copii cu vârsta între 2 și 18 ani, aducând într-o cutie de pantofi lucruri care ar putea să fie necesare unui copil, precum jucării, hainuțe, dulciuri care să nu fie perisabile și cu rugămintea ca acestea să fie noi. Mergem pe principiu simplu că atunci când un copil va deschide acea cutie, va uita pentru măcar un minut sau două faptul că poate de Crăciun nu va primi atât de multe cadouri precum primesc alți copii și va uita de situația în care se află. Este o campanie frumoasă, care însă nu a pornit de la noi, a pornit din Cluj în anul 2007, dintr-o familie simplă și a ajuns să se extindă la nivel național, fiind foarte multe puncte de colectare și locații. La momentul actual am implicat avem în jur de 139 de pachete, de cutiuțe deja și avem o săptămână de campanie. Campania noastră continuă până pe data de 15 decembrie, până când colectăm aceste cutiuțe, iar între 15 decembrie și 24 decembrie vom distribui aceste cadouri în comunități defavorizate din județul Suceava. E foarte important pentru mine să mulțumesc voluntarilor, școlilor care s-au implicat în această campanie și săptămâna viitoare vom primi sprijin din partea școlilor din Văratec, din Fălticeni, din Bosanci, din Siminicea, totodată fetelor de la Școala Post-Liceală de Stat și FEG Education, care ieri ne-au bucurat cu multe cutiuțe pentru copii mici. Totodată e important să menționăm că chiar și copiii de peste 14 ani sunt tot copii și multă lume se raportează la copii cu vârste mici și aduc cadouri doar pentru vârste mici. E important să ne gândim și la cei mari și ei sunt copii și ei merită să primească un cadou frumos. Anul trecut am avut ca și zone Rădăuțu, Câmpul Lung, Ostra, Vatra Dăune, unde am distribuit pachete, iar anul acesta vrem să mergem și în alte localități unde sunt copii marginalizați și copii săraci și care noi vrem să le aducem un zâmbet pe buză în pragul sărbătorilor de iarnă. Acest proiect este susținut de către Universitatea din Suceava și am ales să particip deoarece empatizez cu ideea de a ajuta copiii nevoiași care probabil nu vor avea parte de un alt cadou de Crăciun și este atât de ușor să te implici în acest proiect și să aduci un zâmbet copiilor de Crăciun și așteptăm cât mai multe persoane să se implice în acest proiect pentru că dacă copiii noștri sunt fericiți, putem face și alți copii fericiți. Pentru Suceava, punctele de colectare sunt următoarele. Centrul de Incluziune Socială, fosta clădire a Evidenței Populației, din strada Oitus, numărul 30, Hobby Corner din Rădăuți, Librăria Esteților din Burdujeni, Liceul Tehnologic Vicovu de Sus, Liceul Tehnologic Iorgu Vârna Fliteanu Liteni, Magazinul Colimar din Câmpul Lung Moldovenesc, Școala Gimnazială Luca Gavril Drăgușeni, Școala Gimnazială Uniceni și Simply Kids din cartierul Opcine al municipiului Suceava.